Salutare tuturor, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Mă bucur foarte mult să ne revedem. Astăzi am ca invitați doi oameni deosebiți care sunt prieteni și așa de mult mă bucur să pot să stau de vorbă cu ei. Bine ați venit dragilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze, vreau să vă bine să salut pe -am 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 amândoi. Ce faceți, cum sunteți? Slavă Domnului, ne bucurăm să fim împreună. Și că am ajuns cu bine. Da, și eu mă bucur mult. Tu cum ești, domnule? La fel, am simțit-o ca pe provocare invitația ta și mă bucur că am ajuns aici. Mă bucur. Orice episod trebuie să fie provocator în sensul bun și mă bucur că în final putem să discutăm. Îmi place să dau o ocazie fiecărui invitat să se descrie. Cred că asta e cel mai fain lucru. Cum v-ați descrie voi doi în două, trei cuvinte? Și aș începe cu tine, Priscila. Cred că cel mai cel mai bun cuvânt care mă descrie în perioada asta din viață, e mamă. Cu tot ce vine la pachet. Provocări, supărări, lacrimi, nopți dormite sau mai puțin dormite, toate mă, toate într-un pachet mă, mă, mă descriu cel mai bine. Și un lucru care mi-ar plăcea să mă descrie e să fiu un om după inima lui Dumnezeu. Mm, ce fain! Asta e o dorință la care lucrează încă Dumnezeu. Cred că este e... un lucru foarte tare când ne conectăm așa la biserică sau în afara bisericii. Toți cei care sunt tătici, sunt înțeleg din priviri, toate cei care sunt mămici de asta soția mea te înțelege foarte bine. Um, e fost așa foarte smerită în episodul ăsta. O să facem mai multe lucruri dincolo de poveștile pe care o să le avem. O să și cântăm ceva fain și abia aștept să ajungem la momentul ăla. Tu cum te descrii, Vlad? Da, uh, cred că fiecare, nu știu, când întrebi lucrul ăsta, poate e treaba asta ca să, să zicem cât mai multe lucruri, nu știu, frumoase spre mine sau mi-ar veni lucruri frumoase, dar aș vrea să fiu realist și să zic că sunt un om care are nevoie de prezența de Dumnezeu în fiecare zi și văd asta mai mult acum de când sunt tată, de când sunt soț, de când lucrez și de când viața mea a recuumulat o altă turnură. Îs un tip care îi place să sacrifice și. Mă consider destul de perseverant în tot ceea ce fac. Cred că ăsta ar fi un atou și s-ar putea să confirme și Ioana. Confirm. Uh, și deocamdată atât. Aș vrea să dezvoluim mai multe lucruri pe parcurs. Ce tare. Măi, hai să spun cum v-am văzut eu, eu pe voi doi. Uh, spuneam la un moment dat că e foarte interesant cum crezi tu că te văd alți oameni dar de fapt dacă intre pe ei s-ar putea să afle altceva. Noi vă cunoaștem pe voi în mod indirect prin prietenii noștri dragi Lucian și Răduța. Și după aia ne-am întâlnit la un grătar, am avut timp să schimbăm acolo două, trei vorbe. Dar dincolo de discuțiile alea pe care le-am avut atunci asociat mea cu tine și eu cu tine, îmi plăcut foarte mult cum vă închinați voi lui Dumnezeu. Și eram o în biserică și te-am văzut pe tine cu, cred că era cu fetița ta scumpă, cum o cheamă? Crista. Cu Crista. Și era bebe mic, tu erai în față, cântai la microfon și acolo să cu cap pieptul și mă uitam așa și am zis, bă, ce fain să aduci copilul din mic în biserică, dar când e bebe să poți să cânti acolo cu el. Iar la tine, Vlad, dacă e un lucru care îl apreciez foarte mult, e pasiunea ta pentru Domnul la tobe. Deci parcă mângâi tobile respectiv în momentul în care cânți și te apreciez foarte mult. Și cred că și ascultătorii noștri o să audă astăzi două cântece foarte frumoase. Și aș dori să intrăm acum în pânini, dragilor. Um, hai să povestim puțin despre viața voastră individuală, după care vom vorbi despre povestea voastră de dragoste și alte lucruri pe care le considerați importante pentru cei care ne ascultă. Priscila, aș începe cu tine. Povestești în deschis cum te-ai la Dumnezeu, contextul din care vii tu, lucruri care te-au convins că Dumnezeu există și ce te-a chemat el să faci mai departe. Da. Um, aș începe cu cum începe aproape toată lumea. M-am născut, am crescut într-o familie de creștini și dau slavă Domnului pentru asta. Am avut un context uh, creștin, într-o familie uh, de creștini baptist, baptiști, într-o biserică baptistă. Am crescut însă, uh, chiar dacă am fost în tabere, în foarte multe tabere, și cumva l-am văzut pe Dumnezeu povestit de alții. Doar spre clasele a 5, a 6, a 7 Atunci am conștientizat cumva existența cu adevărată lui Dumnezeu Însă chiar atunci a fost momentul în care anturajul meu a devenit unul mai puțin bun la școală Fiind la liceu de muzică, la liceu de artă Aveam un context în care copiii nu erau tocmai cei mai exemplari și din dorința mea, de a avea prieteni, de a fi înconjurat de oameni, de a găsi împlinire, că practic asta căutam. Acum, stând și gândindu-mă și uh, uitându-mă în spate, căutam împlinirea în relație, în prietenii. Și, și, din, da, și din dorința de acceptare am început să umblu cu copii care nu erau tocmai cum eu știam că trebuie să fie un copil de pocăiți. Și atunci am început treptat să fac anumite lucruri care ei le făceau, um, pentru a fi cool, pentru a fi acceptat, pentru a fi în trend, pentru și de la atrage un fum, de la o țigară, la am ajuns la merge seara, noaptea, de acasă prin diferite cluburi sau localuri, că nu erau tocmai cluburi, erau localuri, să stăm, să povestim, să ne distrăm, cum ziceam noi, și toate astea m-au făcut să fiu cumva în centrul lor, în centrul atenției, însă de fiecare dată când mergeam acasă simțeam un gol. Mm, nu puteam să le explic, însă știam că nu fac bine, știam că nu e ok ce fac, însă continuam să o fac pentru că îmi doream să am prieteni și îmi doream să fiu acceptată. Um, când eram. Uh, aveam 15 ani, 15 ani jumate, cam așa, uh, am trecut prin niște uh, dezamăgiri legate de relațiile astea de prietenie cu diferiți oameni și într-o seară, chiar dacă eu m-am mai predat, adică mi-am, la întrebarea din tabere care se adresa la sfârșitul tabelor, da. vrei să-ți viața lui Isus, da, ră, în inima mea eram cercetată și așa, așa, dar nu a avut niciodată cumva o, un moment din ăsta în care să zic, ok, chiar vreau să-L urmesc pe Dumnezeu și vreau să mă predau cu totul. Și într-o seară fiind cumva dezamăgită am mers acasă și uh, primisem o Biblie din partea părinților mei și am zis hai să deschid Biblia să citesc. Nu făcusem asta cred că niciodată. Și am zis să deschid la întâmplare, să văd, poate găsesc ceva pentru mine. Și Dumnezeu a făcut uh, să se deschidă la faptele apostolilor 17 unde zicea că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință mm, ci poruncește fine. tuturor oamenilor să se bocăiască și am stat și am citit de vreo două, trei ori pasajul respectiv și uh, eram ceva în genul, dar eu nu sunt în neștiință, eu știu despre Dumnezeu și acum când am citit varianta noua traducere zice că Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de ignoranță mm, uh -huh. și le poruncește acum tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască și a fost momentul în care am zis ok, eu o să las tot nu mai am nevoie de prieteni care să mă dezamăgească, nu mai am nevoie de nimic și efectiv a fost momentul în care am făcut click și mi-am predat viața Domnului și din momentul respectiv nu am mai mers cu ei, nu am mai uh, fumat, oricum nu era o dependență care am avut o neapărat era acceptate. dorința aia de, de cult, cool, da. știi? adică puteau să treacă săptămâni în care să nu fumez, când era vacanță și eram, nu eram cu ei, dar când eram acolo mă comportam ca și ei, când eram la biserică eram cumva cu două fețe um, Deci, da scuze -mă, practic cunoșteai informații despre Dumnezeu erai în familie de creștini dar nu îl cunoșteai pe Dumnezeu într un mod personal. Da, asta că faptul că te naști într o familie de creștini nu te face cre nu te face creștin, nu, dacă nu ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă părinții tăi o au. Da, da. Tu trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu și a fost moment în care am zis Mă predau, Doamne. Dar acum chiar vreau să te cunosc și chiar vreau să te experimentez. Și știu că am început să postez pe Yahoo! Era atunci Yahoo! Messenger. Da, 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 cine a văzut, da, da, da. da. Știu că am început să postez versuri de la Hillsong. Statusuri, Da, statusuri, da, da. da. da, da. 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 Uh, și pe high five și așa. Și tot primeam mesaje. Aveam niște prieteni care eu îi consideram că erau prietenii mei cei mai buni. Și cumva mă așteptam să înțeleagă decizia mea și schimbarea mea. Și tot primeam mesaje. Uh, Acum trebuie să afle toată lumea că te-ai pocăit. Sau într-o zi știu că am primit un telefon uh, cu număr ascuns uh, și mi-am dat seama pentru că am recunoscut vocile. Și îmi ziceau, hai păcăit o cântă-ne o cântare pocăiască. Și am închis, mă sunat din nou și zis, uh, hai pocăit-o, ne Și a început să cânte Hristos a înviat din morți, ca și bagiocură. Și atunci m-am supărat, adică eram așa cumva uh, îngândurată și ziceam, Oare de ce se întâmplă asta? Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în momentul ăla mi-a adus aminte o predică care auzisem în copilărie, că veți fi prigoniți din pricina numelui meu. Și am zis, ok, înseamnă că e calea bună, e, e în regulă. Și am am decis să fac botezul, m-am botezat și de acolo, de acolo încolo, a început Dumnezeu să, să șlefuiască, să modeleze viața mea, comportamentul meu, să lucreze la viața mea cu adevărat. Da, ce a interesant că îmi place să mai subliniez când ascult mărturii oamenilor anumite uh, cheiții importante, spun așa, anumite lucruri de aur. Uh, în oricât de multe tabere ai fost, mă gândesc că au fost predicatori foarte bun și te-ai predat, ai ridicat o mână, totul fain frumos. Dar în momentul mărturiei tale, convertirii tale, ai citit din cuvântul lui Dumnezeu. Asta mi se pare un lucru foarte important. Dacă cineva, de exemplu, vrea să se întoarcă astăzi la Hristos, trebuie să-L întâlnească pe Hristos. Modul cel mai bun și baza este cuvântul lui Dumnezeu. Și uite că deschisul o la întâmplare, din perspectiva cerului nu există nimic la întâmplare. Dumnezeu da. îi programează și organizează pe toate că el e suveran. Știi cum versetul ăsta din fapte 17, ți-o vorbiți personal. Ai fost în ignoranță, te întors la el. Și ce s-a întâmplat după asta? După... Deci te botezat și mai departe? M-am botezat în mai. Uh, în 2008, la 15 ani. 15 ani jumate aveam. În uh -huh. 2008 în mai uh, și încercam să stau aproape de Dumnezeu. Citeam din Biblie și mergeam la biserică, la tineret. Așa. Însă nu știam ce urmează să se întâmple și uh, cred că Dumnezeu are un plan foarte bine definit cu viața fiecăruia și are momentele bune și momentele lui perfecte în care să, să, să facă anumite lucruri. Și uh, după ce am trecut de botez uh, la trei luni, trei sau patru luni, uh, adică mai în toamnă. Um, mama mea uh, a fost, a trecut printr-o încercare și eu la rândul meu împreună cu ea. Um, știu că eram în, în Sibiu, la niște prieteni de-ai mei și am primit un telefon și era mama mea și zice Ioana, te rog să ai grijă de tine, să fii cu minte pe acolo, să vezi ce faci, să te întoarci cu bine, și așa. Și când am închis, în mintea mea a trecut așa un gând, așa au vorbit de zis că acum ai ultimul apel înainte să intre la închisoare. Și am trecut mai departe, n-am băgat de seamă gândul ăla, mi-am continuat distracția cu prietenii, nu am mers la sărbătoarea roadelor, chiar la sărbătoarea roadelor. Și, într-adevăr, când o sunam pe mama, nu răspundea ea. Răspundea mătușa mea, răspundea bunica mea, dar nu răspundea ea. Dar nu am dat foarte multă importanță, să zic așa. În momentul în care am ajuns acasă, m-a luat bunica mea și a zis, uite, trebuie să-ți spun ceva, s-a întâmplat ceva. Și eu direct i am spus ce, au arătat o pe mama. Și cine ți-a spus că nu vreau să-ți spunem, vreau să fie acasă? Și așa am zis, Dumnezeu mi-a zis. Dumnezeu prin două sunt După aia mi-am dat seama. Ca impactul ăla să nu fie atât de mare. Mama avea avea o poziție destul de înaltă într-o companie și era foarte vânat locul respectiv. Și din cauza asta, din cauza că ea era morală, era dreaptă, nu făcea tot felul caracter, de lucruri ascunse, furtișaguri sau alte lucruri. Asta deranja pe ceilalți. Dreptatea deranja pe alții. Și din cauza asta, i s-a înscenat o luare de mită. Și a fost arestată 28 de zile, după, care, după ce procesul s-a soluționat, clar, a fost nevinovată cazierul nepătat. Însă a fost momentul în care Dumnezeu o, o luat -o așa cu cum, știi cum să îns pisicile cum își iau puii de după cap și îi iau dintr-un loc și da, nu da, în altul. Știi? Da, da. A fost locul din care o luat-o Dumnezeu, pentru că avea alte planuri cu ea. Însă a fost un, o încercare și îmi dau seama și mi-am dat seama că dacă eu nu-l cunoșteam pe Dumnezeu și nu mă împăcasem în Dumnezeu să am o relație cu el înainte de evenimentul ăsta nu știu unde ajungeam. Cu siguranță nu a eram fost aici. Șoc. Da. Și știu că am mers acolo în arest i-am dus Biblie. Mama mea a avut o experiență cu, cu Dumnezeu acolo i s-a descoperit Duhul Sfânt și i-a spus că totul că o să fie în regulă. Um, Însă asta a fost cumva șocul de, de, după, deci cumva, nu șocul, încercarea care a fost după, uh, după botez. Și uh, relația mea cu Dumnezeu m-a ținut la, pe linia de plutire și uh, îi mulțumesc Domnului că, că mi-a dat pace liniște, și liniște în momentele alea. Uh, iar după uh, anul următor, uh, părinții mei au divorțat sau s-au separat. Uh, și cumva, fiind, nu eram încă majoră și um, nu puteam să zic, că ok, acum mă duc să singură sau așa, ci um, am ales să mă încred în mai departe Dumnezeu, să nu judec pe nimeni, să nu fiu eu uh, un Dumnezeu care să dea verdicte și să zic, e ta sau e vina ta, nu. Dumnezeu uh, știe, Dumnezeu restaurează, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu uh, iartă. Așa că am mers în continuare cu Dumnezeu și am ales să stau aproape de El, chiar dacă s-au întâmplat lucrurile astea și am încercat să, în loc să fug de Dumnezeu sau să ridic pumnul, să zic de ce, de ce, de ce, am zis Doamne, vreau să Te urmez ce fain. și vreau ce să fain. mă încred în Tine și să Te slujesc. Și atunci am început să, să când chiar atunci am început și o lucrare în biserica din Baia Mare cu tineri și așa și a fost, cumva, refugiu nostru era, era Dumnezeu. Cam asta e mărturia mea și perioada care a fost după, după botez. Ce mi se pare fascinant și nu exagerez când spun cuvântul ăsta de obicei când oamenii trec prin, prin câte o experiență din asta așa traumatizantă poți să spui um, am mai auzit mărturii. Unii întorc spatele lui Dumnezeu și spun doamne dar m-am întors la tine m-am băgat acum în apă m-am botezat de ce de ce de ce. Și imaginea asta de a nu se ridica pumnul la adresa lui Dumnezeu spune doamne totul pe toate. Pentru părinții mei, dacă se pocăiesc, este iertare. Pentru mine, tu ai un plan. Asta, asta și ziceai la început, o chestie care mi din nou mi-a tras atenția. Poți să te într-o familie creștină, dar Dumnezeu are o relație personală cu fiecare membru. Um, faptul că te uitat la Dumnezeu și ai zis, Doamne, ce, ce vrei să faci cu mine mai departe, cred că o să fie o în încurajare pentru mulți. Mersi mult, uh, Priscila, pentru ce mi-ai zis, cine ai zis, și că te-ai făcut vulnerabilă. Um, Hai să mergem cu tine, Vlad, mai departe. Um, am stat și am ascultat atent mărturia Ioanei. Pentru puține des când am stat și am ascultat atent mărturia ei și am... Iar mă deci pe soția ta, pentru cei care nu cunosc, o cheamă exact. Ioana Priscila. Priscila. Dar da. mie îmi place foarte mult că mi-ai dat prezența să spun Priscila. E din Bibliul Priscila așa, cu și Acuela și să-i spui Ioana. Ioana, exact. Da. Avem o asemnare la nume din perspectiva asta. Pe mine o cheamă Vlad Alexandru. Pe Ioana Priscila. Ce avem amândoi două prenume și în diferite contexte ni se folosesc celelalte prenume. Unii nu știu care cum suntem, dar uh, ne-am obișnuit cu asta. nu nicio problemă. Ca și mărturie personală, am multe similitudini cu ce a spus Ioana, mai ales în, în prima fază a vieții mele și în prima fază a momentelor în care oarecum eram departe de Dumnezeu și departe de voia Lui, de parte de planul pe care îl avea pentru mine. Uh, am avut binecuvântarea și arul să mă nasc și să cresc într-o familie de credincioși. Și aș putea zice că nu e un clișeu lucrul ăsta, da, e clar, la multe mărturii, la multe... Uh, Servicii în biserică, în momentul mărturilor se zice lucrul ăsta și oamenii deja s-au obișnuiți cu asta. Cred că nu e ceva obișnuit, și cred că nu e ceva de apucat în ziua de astăzi să te naști într-o într familie cu principii, în primul rând. Ei bine, am avut arul acesta, m-am născut într-o familie de credincioși. În schimb, viața mea și trăirea mea n-a fost întocmai cum, cum ar fi dorit Dumnezeu să fie. Și când spun asta, nu, să nu te gândești la lucruri extraordinare, la păcate mari, la anturaje extraordinar de stricate, însă am avut o perioadă în care am fost pribeac, să zic așa, am, am rătăcit și n-am ascultat nici de părinți, nici de cuvânt, nici de Hristos, nici de Dumnezeu. <coughs> Perioada asta, din fericire, n-a durat mult. Și când spun asta, mă gândesc la clasele 5-8. Cu precădere clasele 5-8. Deci, a fost o perioadă, așa de. Iar o semănare. Da, da, exact la asta mă așa. Da, exact. Uh, a fost o perioadă în care mi-a plăcut să fiu rebel. Și cel mai, cel mai sigur, mai că mi-au să confirme asta, uh, la școală eram cum eram. Nu pot să că nu învățam bine, doar că eram rău. Am făcusem un anturaj specific. L-am uh, țintit foarte bine anturajul, astfel încât să fiu printre cei mai, printre cei mai uh, răi, rebeli, uh, neascultători copiii la vremea respectivă. <coughs> Și din păcate, prin relația cu ei, uh, am întors spatele către Dumnezeu în perioada respectivă. Lucrurile au început oarecum în joacă, uh, oarecum... Ne, nu eram conștienți de ce făceam, însă am ajuns să facem lucruri destul de urâte și neplăcute, printre care multe le zis și Ioana. De la vicii care n-au pus stăpânire pe mine, însă le făceam de dragul de a le face, de dragul de a fi în trend și de dragul de a atrage atenția. Și presiunea anturajului, peer pressure. Exact, care cred că e specifică tuturor adolescenților această presiune. Oamenii din jurul meu, băieții în special, mă atrăgeau, simțeam o plăcere în anumite momente, pentru că o să ating un punct destul de sensibil uh, în cele ce urmează, dar uneori îmi plăcea îmi plăcea să fac asta, dar de cele mai multe ori mă simțeam străin de ceea ce făceam. Când mă chemau într-un loc, mergeam, dar mă simțeam rău. Parcă abia așteptam să de acolo. Era ca vulturul la între găini, știi? Exact, de ceva, de gen. Altă lume? ceva de genul, ceva de genul. Eram infiltrat acolo, nu eram de acolo, uh, nu, nu era identitatea mea acolo. Mm. Mă chemam undeva, mergeam, dar nu mă simțeam bine, cum ziceam. Uh, făceam un anumit lucru, îl făceam de dragul lor și nu numai, și de dragul ochilor care se uitau la noi, îl făceam, dar din nou nu mă simțeam bine. Uh, nu pot să zic că m-am complăcut, deci nu, nu pot să zic că am avut starea în care să mă lăfăi în, în ceea ce făceam. Le-am făcut, am făcut multe, însă nu m-au nu, nu, nu atras cu adevărat. Le făceam din cauza lor și datorită lor și datorită acelei atracții de moment care exista la momentul respectiv. Ei bine, lucrul ăsta a continuat, din păcate, destul de mult timp, chiar dacă nu foarte mult timp, dar a durat, cum spuneam, clasele 5-8. A trei ani de zile. Da, uh, parcă era ceva ce mă ținea legat. La fiecare ședință de, cu părinții, aceleași lucruri, aceleași aspecte discutate, același cap al răutății din clasă, aceleași năzbătii, aceleași prostii, același anturaj. Nu trecea ședință fără de care să nu primesc uh, observații și mustrări din partea mamei mele. Ea era cumva, ea punea cumva piciorul în prag de cele mai multe ori și nu tatăl meu. E bine, mi-era frică, îmi era frică când venea de la ședință, pentru că întotdeauna nu știu cum cum zice Sfintul Scriptură, că o să fac bine și rău să te-a de mine. Nu asta -a se așa, întâmpla nu. mine, asta se întâmpla cu mine. Trecea ședința și zicea, bă, de acum mă schimb, uh, o să fie bine am câteva săptămâni la dispoziție, o să fiu alt om. Nici vorbă, nu se întâmplă asta. Parcă era mai rău. Totdeauna țin minte că se termina ședința cu părinții. Vlad, din nou, tu ești cel mai rău, ești copil de credincioși, faci parte din familia noastră, te iubim enorm, doar că schimbă-te, fii altcumva. Din păcate lucrul ăsta nu nu s-a schimbat o perioadă de timp. Deci, învățai bine la școală? Uh, nu e... pot să zic că învățam rău. Nu eram nici capul clasei, nici coada, dar uh, mă mențineam. <laughs> Pentru mă ce mențineam. Bun. <laughs> da. Uh, lucrul s-a perpetuat o perioadă de vreme. Oamenii m -au, au ajuns să mă întrebe prietenii mei dacă tu îmi ziceau așa în, în glumă, tu nu te pocăiști așa. -i? Când nu o să mergi cu familia ta, nu sper că nu te botezi, sper că nu o să accepti calea asta. Anturajul? Anturajul. Pentru că îmi cunoșteau familia. Îmi cunoșteau și bunicii și părinții. Uh, am avut din nou acest ar să trec și în preajma bunicilor și o să ajung și la momentul ăsta. Însă, primeam presiuni constante. Îmi făcusem o, o ceată de prieteni uh, strânsă, o, o legătură strânsă cu ei deși erau din lume, erau nepocăiți, erau destul de depravați în ceea ce făceau și am ajuns să fiu în mijlocul lor. Pe ăștia veneau la mine și spuneau, mă, tu nu o să faci asta. Zic, ziceam eu, da, nu o să fac asta, să știți că nu, nu o să mă duc. O trecut vremea, eram destul de robit de anturaj și împrejurarea a făcut, doar că împrejurarea e mult spus, pentru că eu știu cine a făcut lucrul ăsta și știu de unde a venit și știu că a fost pregătit încă de dinainte să, să fiu eu. O uh, a fost un lucru minor aparent, dar care mi-a deschis calea spre o viață nouă. Și asta a fost mutarea noastră uh, la într-o altă locație, mult mai departe de locul unde am făcut semanturajul, de școala unde învățam și de locul în care petreceam zilele cu, cu hmm, interesant. M-am <coughs> mutat, scuze, în același oraș, doar că mai departe. E bine, de atunci am început să rup legătura cu anturajul vechi. Crescusem între timp, un, nu mult, dar un an, doi, poate m-am mai m -a, m -a, m -a maturizat, s-a simțit poate și lucrul ăsta. Am început să merg la biserică și să devin dintr-un consumator, un implicat, în un, un al doilea aspect care mă ajutat foarte mult. Până atunci mergeam de gura părinților. Mergeam datorită numelui pe care îl purteam, purtam, datorită familiei pe care o aveam și datorită istoriei pe care o aveam în spate și nu puteam să i hai că nu mă duc la biserică, mergeam, mergeam fie că îmi plăcea, fie că nu. Ei bine, s-a schimbat un pic uh, situația, am ajuns să merg la biserică, să devin din consumator un implicat, un implicat serios și încă de la început, ori am început să cânt la... În, în partea asta de percuție, m-a cineva, deci nu ai vrea să ne ajuți, uite avem o tamburină, avem un bongos, pe vremea biserica din care provin, a fost o biserică binecuvântată doar că mai conservatoare, uh, nu, se prea, nu se prea știa foarte mult de tobe, deși aveam un set de tobe și acolo, și ai să că ne ajuți un pic cu percuția, cu ritmul, ne ții un pic ritmul, hai cu noi într-o tabără, hai să vezi experiența unei tabere de creștini. Dar toba, apropo, era doar instrumentul ăla de muzeu acolo, zici, că există <laughs> a, toba. Ceva de genul. De muzeu, nu numai de muzeu, dar și de fanfară. Uh, și cu ajutorul Domnului am avut niște ani binecuvântați care m-au crescut înspre, înspre ceea ce sunt acum și înspre aptitudinile pe care le-am acum în, în, domeniul ăsta pe care îl practic și care îmi place mult, dar care a rămas totuși un hobby, un hobby puternic al, al inimii mele. e, o paranteză. E o diferență, -și o mică paranteză între asta, cu mâinile uh, să ating așa, și a spune, băi, e boring, e plictisitor la biserică, și a începe să fie implicat și a spune, asta e totuși ce pot să fac aici, adică să încălzesc un scaun fain frumos, duminică de duminică, și o schimbat asta. Practic, acolo ți-a început un nou anturaj, da. și acum de o tabără, da, ziceam de o tabără, Mulțumesc că mi-a adus aminte. Uh, încă o scurtă, o scurtă mențiune, ca să nu trecem mai departe. Personal, din uh, mica mea experiență, aș încuraja oamenii și tinerii, în mod special, să facă ceva în biserică. Hmm, okay. uh, bisericile cred și sper și mă rog să fie deschise înspre ei. Biserica unde slujesc acum și unde mi-am uh, înfipt rădăcinile e o biserică foarte deschisă. E o biserică implicată și o biserică care vine spre oameni. Biserica care... Betel. Biserica putem Betel. Putem să spunem. Da, cu siguranță putem să spunem. Uh, e o biserică care caută să te implici, care nu te lasă să stai pe bancă, care nu te lasă să fii un consumator. Ăsta e biletul de intrare. Deci, în Betel <laughs> te întreabă care e numele și unde vrei să te implici. Da, ai zis-o foarte, zis foarte bine. Mai bine n-aș fi putut spune-o. Uh, bun. Îi sfătuiesc pe tineri să se implice cu siguranță vor găsi un loc unde să se acomodeze și unde să simtă că, că, aparțin, că aparțin. Ei bine, la mine a fost percuția. Tu mă știi, acum am continuat tot cu, cu acest lucru. Lucrurile sunt foarte diverse. De la un primitor de oameni până la cânta în față și a spune îndemnuri și așa mai departe și alte cele nenumărate slujit. Îi sfătuiesc pe tineri în mod special să nu consume, ci să se implice. E un aspect important care nu te lasă să cazi în ispite, nu te lasă să te complaci în păcate și te înalță și te duce înspre Hristos. Vrânde, vrând. Da, ideea este că în momentul în care sujești, tu nu ești doar o binecuvântare pentru tine. Tu acolo ce facești este o binecuvântare pentru da, trupul lui Hristos. Fain. Și în momentul în care uh, era o dată imagine foarte scurtă cu Marea Moartă, știi ce zice Marea Moartă? E moartă. Până chiar doar primește apă. Punești doar apă cu pești și acolo moare totul. Nu dă mai departe. E în momentul în care Domnul Iisus Hristos ne cheamă să ne slujim unii altora, știi de ce spune lucrul ăsta. Mm -hmm. Cred că de nenumărate ori eram la, la biserică și Chris e energic, ca și băiețelul <coughs> vostru. E Știm energic. ce înseamnă. Da, deci, bă, da, în momentul în care cântați în față, deci așa e. așa e, wow, toba, la final... Și ești un, un, un exemplu ca slujitor și în mod indirect pentru generația care vine. știi? Slabă, asta doamne, mă bucur. e foarte fain. Uh -huh. Sim și eu asta și îi spuneam și Ioane și îi spuneam și colegilor cu care interacționez. Uh, apropo de asta, spațiul în care lucrăm cred că e foarte important și cred că acolo ne putem aduce aportul ca și creștini big time. Uh, îi spuneam și Ioane și celorlalți uh, simt că perioada în care mă aflu e o perioadă binecuvântată și o perioadă pregătită de Domnul și o perioadă în care mă aflu datorită providenței Lui <coughs> ca să mergem mai departe ne-am mutat cu familia împreună cu bunicii uh, părinții mei au construit o casă mai mare și puteam și ne permitea să stăm și cu bunicii mei am început să merg la biserică, am început să mă implic. De aici încolo lucrurile s-au schimbat Perioada de liceu, dacă mă întreb cum a fost, pentru că din a 9 între a 12, am fost schimbat. Mai mea se uită la mine și nu-i venea să creadă cum sunt. Nu-i venea să creadă ce moral am și înspre ce mă îndrept. Pentru că ceva s-a întâmplat. A fost un click pe care nu pot să-l explic acum, adică l-aș putea explica, dar n-aș vrea să intrăm în detalii, dar ceva s-a întâmplat, chiar dacă nu într-un mod extraordinar, s-a întâmplat. Și asta a fost lucrarea Duhului Sfânt pe care eu acum o văd, și o să se foarte clar. Nu, păi, scuz, mă te întăresc te puțin la un lucru. Este un lucru extraordinar și îți spun și de ce. Mulțumesc. Când ai un om care e mort, mm. FSN capitolul 2, voi erați morți, mergeați după uh, Duhul puterii Văzduhului. Acolo nu a fost nevoie de o resuscitare, nu a fost nevoie de un make-up frumos mm -hmm. pe față. Va... Acolo a fost nevoie de viață da. nouă. Ei, Defort. și când spunem că e ceva extraordinar, la un mort poți să, -i, să -i faci toate uh -huh. lucrurile. Când Hristos vine în viața unui om și locuiește acolo uh -huh. se schimbă toate lucrurile. Cât tu spuneai la început, voiam să fac binele, dar o era lipit din mine. Ce s-a întâmplat? E, Hristos a venit să locuiască în tine. Categoric și asta o pot spune cu mâna pe inimă pentru că am experimentat-o și am văzut-o în viața mea. Și da, era mort, era mort în păcat, aș fi putut detalia mult mai mult ce am făcut, dar am ales să nu. Uh, era mort, nu eram leșinat, nu eram amețit, era mort și Hristos m-a ridicat uh, și asta am văzut-o foarte clar. Am ajuns la biserică uh, și sincer nu m-am dus că așa trebuia să mă duc și nu m-am dus de gura nimănui. Și din, din convingere de din convingere și uhum. nu l-am ales pe Hristos uh, obligat și nu am făcut pasul ăsta pentru că m-am pins ceva de la spate, nu, asta o mărturisesc foarte... Foarte liber, Uh, și foarte pragmatic, nu m-am împins nimeni să fac asta. Și n-am făcut-o pentru că așa au făcut familia mea, și n-am făcut-o pentru că, așa, că am avut o vârstă, pentru că nici n am avut o vârstă mare. Mare bine lucrul ăsta. Uh, am făcut-o pentru că l-am văzut pe Hristos și am avut o o liniște și o pace care n-am experimentat -o în altă parte. Și o întâlnire reală cu el. Ah. Da, o întâlnire reală cu el exact. Uh, lucrul este oscilează, oscilează în viața de zi cu zi și în viața de slujitor de om implicat. și de preot în familie, lucrurile astea oscilează, nu rămân așa. mersul cu Dumnezeu și umblarea cu Dumnezeu e umblare nu ușoară, dar extraordinar de faină și de binecuvântată în care vezi lucruri nemai văzute și nemai pomenite. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne uimească și Hristos să coboare, să coboare și să ne uimească și cu prezența Lui să o simțim și să ne facă harul ăsta. Și acea naștere din nou, acea, acele, acele zile pe care le-am avut adineauri și la începuturi, să le avem, să le avem periodic și în bam, mult să să creștem în credință, să, să ne maturizăm și să experimentăm tot mai mult din cine e el. Iar și apreciez foarte mult uh, onestitatea mm. ta, sinceritatea ta, deschiderea ta, că sunt unii care spun că, Doamne, după botez, tot a fost fain, frumos, nicio problemă, nu. <laughs> uh, când te urci pe un munte, mm. și mă gândesc că urcat pe munte, ca să ajungi în, în vârful muntelui, să vezi priveliștea de jur împrejur, trebuie să treci odată prin niște văi, uh -huh. odată prin noroi, odată urce. Asta e viața cu Domnul. Uh -huh. Însă ce e fain este că este o viață în ascensiune. Uh -huh. Cad, mă ridic, iarăși cad, dar tot, tot, tot și așa va fi tot timpul până în spicer. Și... Așa, cred, cred ne putem uita și la Isus. După botez știm foarte bine cum a fost perioada lui de, de pustie. Adică nu... Dar nu, nu ți... vă a fost partiul. A da, fost, hai exact. să testăm, să vedem. Exact, exact. Și nu... Să fii credincios e un lucru nu foarte ușor, dar garantat. Hmm. Și e cel mai, cel mai gustos lucru. Să fii credincios și să urmezi uh, ceea ce o, o spus Isus să faci, dar să urmezi și niște oameni care ori or, ori mers înaintea ta, niște oameni solizi, puternici, Cam detalii de talie mondială, neam. care au experimentat și care au fost în seara să moară pentru Hristos. Mm. Uh, poate ne-am extins prea mult, vreau să mai, să mai punctez un singur detaliu. Am avut un vis. <coughs> o secundă. Nu ne-am extins prea mult, că avem timp, însă nu vreau Crescet. să... Uh, mai avem, cred că, două minute înainte de a cânta un cântec. Și vreau să spunem despre visul pe care l-ai avut în podcastul următor. Okay. Uh, Sunt așa de importante detaliile astea, uh, ca cineva care vă ascultă, bă, hai să vedem cum li s-o descoperi Dumnezeu. Și am văzut o asemănare la povestea voastră. Uh, vreau să citesc psalmul întâi și să vedeți că vă regăsiți amândoi aici. Mm. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori din povestea voastră de viață cam aici ați fost odată și odată n-ați avut putere să voiam să fiu fată bună dar nu puteam, voiam să fiu bun dar nu puteam dar uitați ce face omul fain adică voi acum în situația în care sunteți și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc tot ce începe duce la bun sfârșit pomul ăsta crește frumos, fain, de ce care apa lângă el. Ziceați la un moment dat de viața asta pe care o veți acum și puteți să faceți lucruri faine. De ce? Hristos este în noi, Hristos este Amin. alături de noi, Duhul Sfânt este cu noi. Nu tot așa este cu cei răi. Cei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății. Nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, Căci domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Și aceea v aș întreba lucrul ăsta din viața voastră de credință. Cum este calea omului neprihănit sau omului fără păcat? Cum este calea omului care trăiește cu Dumnezeu, care vrea. Da, e, pentru mine, perioada asta fiind mămică și fiind 24 din 24 conectată la copilași. Eu a fost un pic mai greu să-mi găsesc echilibru în relația mea cu Dumnezeu, însă în momentul în care l-am găsit, ă, asta a adus cumva un plus pentru mine, spiritual, adică -mi vorbesc constant cu Dumnezeu. Asta e, mereu, mereu -i vorbesc cu Dumnezeu și încerc să fac cu, cu copila și nu știu, e o luptă, asta mi se pare, e o luptă, pentru că cel rău încercă să te țină departe de Dumnezeu și încercă să, să distragă privirea de la cuvântul lui, de la rugăciune, să... de, de, multe ori mi s-a întâmplat că am zis, okay, mă rog acum și s-a întâmplat ceva prin casă și nu am mai putut să am timpul ăla, ba trage unul de mine, dăm -mi o sticlă de apă, ba așa, și atunci e o luptă, noi știm că victoria e câștigată și Hristos o câștigat. Dar trebuie să ne să facem și noi partea, să stăm în Cuvântul Lui Dumnezeu, să-L căutăm. Chiar dacă nu mă pun în genunchi, ci în timp ce spăl vasele sau în timp ce culc copii, mă rog mm, pentru ei, mă rog pentru, pentru soțul meu, pentru Vlad, mă rog pentru familia mea, mă rog pentru mântuirea celor din familia mea. Și uh, cumva comunic cu Dumnezeu indiferent de uh, de, ceea ce faci. Da, de ceea ce fac, de locul în care îs. Și uh, de cele mai multe ori... Uh, am timpul de părtășie prin un cuvânt când dorm copiii la miază. Asta e, asta e perioada în care înainte era total diferit. Aveam timp oricând când <laughs> vroiam, da, acum. Și nu mai e... și cu mine. Ai <laughs> uitat de asta. Încercăm să da, ne ținem un, un, un altar al familiei cât posibil. Cât posibil. Ce fain. Pe cât posibil da. Încercăm să, să ne ținem de lucrul ăsta pentru că am văzut și am experimentat pe parcursul anilor că e foarte important. Și de acolo pornesc multe. De acolo încolo pornesc foarte multe. Fie că sunt rele, că sunt bune, fiecare cu repercusiunile lor. Pentru că dacă nu ai un timp ca și creștini, pentru că ne aflăm în area vieții unui creștin, dacă nu ai timp cu Domnul, ca și familie, împreună, timpul separat, individual, e foarte bun. Dar dacă nu ai timp acela împreună cu Dumnezeu lucruri care scârție și poți, poți să aibă rezonanță în diferite domenii ale vieții depinde unde ești implicat și ce faci și pe lângă asta aș aduce o completare la ce a zis Ioana pe lângă comunicarea pe care o are cu Dumnezeu o, o invidiez o invidie sfântă cineva mi-a că există invidia sfântă acum nu am da, experimentat da. de multe ori poate nu știu, dar o invidiez sfânt pentru un lucru uh, pentru faptul că vorbește cu oamenii despre Hristos. Foarte fain. că ne-ai întrebat cum vedem noi viața cu Hristos în, în prisma psalmului citit. Psalm? Da, Psalm. psalmul 1. Uh, vorbește cu Hristos. Vorbește cu Hristos Ioana, cu vecinii noștri, cu oamenii care îi întâlnește în părculeț, cu mămicile pe care le întâlnește atunci când merge să se joace la rândul ei cu copilașii noștri. În timp ce sunt eu la lucru nu mă mai primesc câte un mesaj, am vorbit cu doamna asta, i-am zis vecinii să vină la biserică, am chemat-o la eveniment, i-am zis să meargă la evenimentul ăsta de Paște. Sus mă cât te zi cum faci lucrul ăsta practic? Uh, nu știu cum îl face, o las pe ea să, să, să zică cum îl face, dar pe mine câteodată mă surprinde. E okay, foarte încurajator, practic um. din timpul tău cu domnul, tu scoți atunci, chiar o scurios, cum... Da, um am observat că Dumnezeu a îngăduit anumite lucruri în viața mea ca să pot să fiu o mărturie pentru alții și să pot să încurajez pe alții. Și um, copiii sunt un loc foarte bun Adică sunt o mijloc unealtă. foarte bun, dar o unealtă foarte bună prin care Dumnezeu deschide conversații. Foarte fain, da. Uh, mergem în parc și copiii stau, îl aveam pe Isaac uh, mai, mai, mare și Crista era bebeluș și adormea și Isaac îl dădeam pe leagăn și dintr una în alta am început să vorbesc, să vorbesc, cu o mămică și uh, să aflu că se confruntă sau cu ce s-a confruntat chiar după ce o născut, să-i zic experiențele mele care le-am avut și să-i zic cum Dumnezeu a lucrat la viața mea prin experiențele alea. Ce fain. Prin uh, nopțile nedormite sau prin cum s-a chinuit cu alăptatul, cu culcatul, cu toate lucrurile astea. Știi, experiențe prin care Dumnezeu te lasă să treci ca după aia să-ți deschidă, poți să fie încurajare pentru alții și să, să uh, le deschizi ochii la oameni sau să le îndrepti oameni, să îndrepți ochii oamenilor spre Dumnezeu. Și încerc cât de mult pot să-L prezint pe Hristos, pur și simplu, dar din cred că simplitatea, lucrurile astea mici, știi? Simplitatea asta de care vorbești este cheie. Oamenii nu se așteaptă să vii cu doctorate la ei. Dom'le, uite este contextul în care sunt acum, îs, îs mămică, am doi copii nu, oamenii se identifică cu lucrurile astea, dar e, oricum e foarte foarte fain ce ziceai. Um, Mă domnul să vă binecuvinteze pentru lucrurile astea Și pe voi Și realizezi un lucru Poți să ai mărturia mărturilor Între ghilimele și nu este așa ceva Că toți avem mărturii faine Dar dacă tu mai departe nu spui Despre ceea ce a făcut Domnul în viața ta Nu încerci să câștigi pe, pe alții Pentru Hristos Este egal cu zero uh -huh. um, Dragilor, haideți acum o să cântăm Și în data Signor. viitoare povestim Despre vieți și despre bunicii tăi Și povestea voastră, dragoste, abia aștept să o aud Și noi